Vă invit să deschidem Biblia la pagina 1006, Evanghelia lui Luca, capitolul 12, de la versetul 35 până la 40 inclusiv. Pagina din Biblie 1006. Urmărim sau ascultăm cu respect cuvântul lui Dumnezeu. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vă rog să vă așezați. M-am gândit la un mesaj pentru acest început de an. Tot se vorbește despre rezoluții pentru noul an, pentru noi hotărâri, noi decizii, dorințe de a fi mai buni, de a fi mai aproape de Dumnezeu. Și eu zic că acest lucru este un lucru bun. Să dorim să fim mai buni anul acesta. E ceva dumnezeiesc să vrei să fii mai milos, mai iubitor, mai iertător. Să ne dea Dumnezeu putere și în lunile care stă în față să împlinim aceste dorințe și cauze bune. Titlul acestui mesaj este Vegherea credinciosului. M-am gândit la veghere pentru anul acesta. A fi gata, a veghea, a fi treaz, a fi în alert. Și vreau să vă pun o întrebare. Care dintre dumneavoastră ați făcut armata în România sau în America? Vă rog să ridicați mâna sus, cine a făcut armata? Destul de mulți. Domnul să vă binecuvinteze. Eu am făcut în România armata după Revoluție și, cum bine știți, în armată trebuia să faci de gardă sau planton. Trebuia să păzești unitatea. Și eu mi-a venit și mie rândul să păzesc, să fac de planton. Într-o noapte, de la 12 la 3, erau 3 gărzi, de la 9 la 12, de la 12 la 3 și la 3 la 6. Cel mai greu planton era de la 12 la 3, că nu dormeai nici înainte, nici după bine, pentru că era chiar în mijlocul nopții. Și mi-a venit și mie rândul. Și am făcut de planton la între 12 și 3 și a fost atât de greu, de la vreo 2 și un sfert, așa m-a luat un somn și m-am gândit eu, nu, cine să vină? Eu am făcut armata la Spitalul Militar, eu fiind cadru medical, am făcut la Spitalul Militar Central în București. Și am făcut la unitate, la Spitalul Militar, eram în demisol undeva, eram vreo 40 ceva de soldați, noi asiguram paza spitalului. Și m-am gândit, cine să vină la spital? Nu vine nimeni, era gardă la poarta spitalului. Zic, stăm aici degeaba și în loc să dormim, stăm treji și toți colegii mei dormeau. Era 2:15. Și am pus ala, eram... Trebuia să facem de strajă sau de planton în picioare, echipatru, și să vorbim ce înseamnă să veghezi. Când veghezi, trebuie să fii echipat. M-am pus pe o bancă, așa, pe o ladă acolo, am lăsat capul puțin pe spate și am închis ochii. Și nu știu cum și de unde s-a gândit tocmai caporalul să meargă la baie. Și mă întreba, ce faci tu aici, soldat, dormi? Și am zis că nu cred că dorm. Tu dormi. Ia bagă tu planton până la 6 dimineața ca să te înveți minte. Și am făcut planton până dimineața și n-am mai adormit. Da. Și apoi la dimineață, la raport, mi s-a spus că cine face de planton are niște obligații, a reluat din nou obligațiile noastre.
Trebuia să fie echipat, îmbrăcat, cu baionetă, n-aveam armă, aveam baionetă, cu centură, îmbrăcat și să fii treaz. Pentru că viața a 42 de soldați depindea de viața celui care era de planton, de gardă. Chiar dacă nu era niciun pericol, chiar dacă n-a venit nimeni, cred că nici de atunci, nici până acum, n-a atacat nimeni spitalul militar, era un spital militar, cineva trebuia să stea de gardă. A veghea înseamnă a sta treaz. Indiferent că eu sau tu cred că e nevoie sau nu e nevoie, că vine inamicul sau nu vine inamicul. Cred că am făcut noi multe rezoluții pentru anul acesta. Și cred că sunt bune. N-am hotărât să facem ceva rău. Dragii mei, suntem toți copii ai Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Am dorit să fim părinți mai buni, copii mai buni, tați, soți mai buni, soții mai bune, contractori mai buni, să învățăm mai mult, să citim mai mult, o carte în plus, să învățăm o limbă străină în plus, să facem ceva bun. Dar pe lângă toate acestea, doresc și vă îndemn să ne hotărâm anul acesta să veghem în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Cred că este cel mai important lucru. Cred că e cea mai bună rezoluție să fii mai sfânt, mai aproape de Domnul, să fii gata. Și această pildă ne îndeamnă la aceasta. Domnul Iisus Hristos spune această pildă în contextul unor cuvinte despre îngrijorare, despre comor, despre avere, despre chibzuință, administrație, despre priorități. S-a vorbit aici și joi și dimineață despre priorități. Uitați-vă la fratele Cosmin Avram. Îl respect, este un păstor pe care îl respect și am deosebit respect pentru el. A avut heart attack, mai tânăr ca mine. Ce este viața? Spune fratele Marius, ce este viața? Azi poți să fii tare, sănătos, plin de viață, plin de dorințe să faci ceva. Și mâine poți fi în patul unui spital. Am fost la spital la o persoană săptămâna trecută și am vizitat pe această soră de-a noastră din Hickory, care a avut accident cu mașina. A căzut, cred că vreo 15-20 feet, a căzut down într-un dic. Numai Dumnezeu a păzit-o, numai Dumnezeu a scăpat-o. Și ea ne-a întărit pe noi și a spus ce mare Dumnezeu că nu s-a rupt nimic, nu i-ar perforat nici plămâni, nici inima. Și este recuperare, dar Domnul să-i dea o recuperare rapidă sorei Melita Waida. Este sora lui Adriana Iremciuc. Azi ești în mașină, conduci bine și mâine poți să fii într-un spital? Dar atunci când, ca un om înțelept, încerci să previi un lucru, știți dumneavoastră că astronauții petrec luni și ani studiind ce o să facă ei în spațiu dacă rămân fără combustibil sau se strică ceva. N-au atelier, n-au workshop. Trebuie să fixeze. Știți că ei fixează singuri orice defecțiune care poate apărea pe lună sau în spațiu sau pe această navă spațială. International Space Station. Și e bine să fii precaut, să fii înțelept. Și primul lucru pe care îl spune Domnul Iisus Hristos înainte de pildă, spune așa: mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Ce înseamnă asta? Înseamnă integritate și echipare. S-a vorbit dimineața despre integritate, fratele Eugen a vorbit despre integritate. Și când am văzut predica lui, am arătat schița mea soției și am spus, exact asta am pregătit și eu diseară. N-am schimbat și n-am modificat nimic. Știți ce este integritatea? Știți ce bine este să știi că ești plăcut înaintea Domnului și ești pe placul Domnului, ești iertat, că rugăciunea ți-e ascultată? Mijlocul să vă fie încins. Dar apare aici o problemă. Noi ca și credincioși încercăm să ne păstrăm viața curată și încercăm să lucrăm
cu inimă curată și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, așa să facem. Și Pavel îi spune lui Timotei să nu faci nimic cu un gând mai dinainte, adică nu fii cu două fețe. Fii sincer, fii deschis, fii tranșant, transparent, fii loial poporului bisericii. Ne străduim să placem Domnului și încercăm să facem ceva cu inimă curată. Și nu se întâmplă nimic. Este trecută cu vederea integritatea noastră. Și nimănui nu-i pasă. Ba dimpotrivă, suntem răsplătiți cu rău. Știți dumneavoastră că Iosif a fost un om integru? Un sfânt, un copil ascultător. N-a ieșit din cuvântul tatălui. Și a ajuns în închisoare pe nedrept, vândut de frații lui. Și a ajuns în închisoare pe nedrept. Aici apare problema. Că noi dacă facem ceva pentru Domnul sau încercăm să ne apropiem de Domnul sau fac o lucrare pentru Domnul, vreau imediat răsplată. Doamne, ce voi căpăta în schimb? De ce am fost răsplătit așa? De ce integritatea mea sau starea mea sau munca mea a fost răsplătită astfel? Aici apare problema, că robii aceia ziceau, Domnule, cine știe când vine stăpânul? Întârzie să vină. Spune că stăpânul a fost plecat la o nuntă. Venea târziu. Noi când ne hotărâm să fim mai buni anul acesta, mai credincioși, mai fideli lui Dumnezeu, noi nu așteptăm nimic în schimb. Noi vrem să fim mai buni pentru că Dumnezeu ne-a mântuit și ne spune fiți sfânți căci eu sunt sfânt. Slăvit să fie Domnul! Noi n-am adus nimic cu noi în lumea aceasta, n-am făcut nimic pentru mântuirea noastră. A făcut Domnul Iisus Hristos, a plătit prețul păcatelor noastre, a fost răpunsă în palme și în picioare pentru fără de legea noastră. Noi am acceptat oferta Lui de dragoste și se cade să-L urmăm și să ne sfințim viața, pentru că El a făcut totul pentru noi. Binecuvântat să-I fie numele! Ce să mai așteptăm de la Domnul? Ce am vrut eu anul trecut și n-am căpătat? Mă uit la viața mea, uitați-vă fiecare la viața dumneavoastră. Se merită să trăiești sfânt pentru Domnul sau nu se merită? Întrebați pe cei care și-au pătat trecutul și viața, dacă ai mai luat de la început, ce ai face? Dar nu se poate să o mai iei din nou. Spunea Cristi că și-a numărat anii 27, dar odată i-ai. N-o să mai fiu încă o dată 50 de ani. Eu mă bucur că încă am 50 de ani. Dacă nu vine Domnul, îmi dă 51, 52, cât mi-a ține Domnul. Dar eu nu mai voi fi o dată 49 sau 48. Pentru că odată mi-i dat să trăiesc pentru Domnul. You have the chance to be holy one time when you are 14, 13 or 15. You'll never be 15 again. Cel mai frumos lucru pentru un tânăr, pentru un credincios, e să știe că la o anumită vârstă i-a dat viața lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Îți dă pace, îți dă satisfacție, îți dă împlinire. Nu casa și mașina și business-ul astea, nu-ți dau împlinire. Azi le ai, mâine nu le mai ai. Vine o criză, goale rămân magazinele și business-urile. Ați uitat de 2008? Să nu ne punem încrederea în bogății, să ne păstrăm pentru Domnul, se merită. Să decidem anul acesta să fiu, Doamne, fă-mă după voia Ta, să iei Hristos chip în mine. Domnul să vă binecuvinteze. Aplicație. Fă din integritate un obiectiv. Dacă până în acum, câte azi, 7 sau 8 ianuarie? 8? N-a trecut mult din ianuarie. Numai ce am început luna, mai avem timp să facem un obiectiv. Anul acesta vreau să mă păstrez curat pentru Domnul. Amin? Amin? Anul acesta vreau să vorbesc frumos cu familia mea. Amin? Spunea cineva că noi la lucru, yes sir, yes ma'am, please, vorbim foarte frumos și politicos. Cum să nu vorbești frumos? Aici în America faci niște lucruri pe care nu trebuie să le faci. Și unul din ele, bei apă că nu ți-i sete, nu?
trebuie să bei apă. Și mie soția spune, ben bea apă, dar nu mi-e sete. Și spun, bunicul meu a 93 de ani și a băut apă când ne-a fost sete. Și apoi zâmbești că nu-ți vine a râde. Nu mergi în casa omului sau un client, trebuie să zâmbești, hey, how you doing? Good to see you. Și poate că e un client care nu-i prea de zâmbit. Și că venim acasă la soție, la copii, poate că nu zâmbim ca la lucru. Haideți să inversăm, să fim mai buni acasă, în familie. Să fim blânzi, amin. Știți cum, Domnul ne ajută, dar cumva trebuie să facem și noi ceva. Trebuie noi să decidem. Vreau să fiu un soț mai bun, o soție mai bună, un copil mai bun, un părinte mai bun, mai ascultător anul acesta. Vreau să mă păstrez pentru Domnul. Fac din asta un țel, un scop, că e sfânt, e măreț, e răsplătit de Dumnezeu. Că l-a răsplătit Dumnezeu pe Iosif. N-a murit Iosif în temniță. Chiar dacă a fost o perioadă când a fost nedreptățit, a ales să rămână integru, indiferent de rezultate. Păi aia e problema. Doamne, eu vreau anul acesta să fiu mai aproape de Tine, că mi-asculți Tu cererea mele sau nu mi-le asculți. E decizia Ta. Doamne, Tu ai făcut pentru mine mai mult decât am meritat eu, m-ai mântuit, m-ai salvat, m-ai binecuvântat cu casă, cu biserică, slăvit să fie numele Domnului. Ce să-ți mai cer eu Ție decât să-mi dai putere să rămân credincios anul acesta? Doamne, binecuvântă-ne la aceasta. Integritate și echipare, veghere personală. Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor în Ghețimani, vegheați ca să nu cădeți în ispită. Știți că diavolul a pregătit pentru dumneavoastră capcane anul acesta? Dacă n-ați știut, vă spun eu. Spune Biblia în Petru, fiți treji, că cel rău dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Anul acesta, dacă dumneavoastră sau eu n-am făcut încă niciun plan să mă păzesc, să mă protejez, să veghez, cel rău a făcut. Sau bine și înțelept ar fi să cerem de la Domnului puterea Duhului Său cel Sfânt, să fim veghiatori, să biruim ispita. Amin. Pentru că spune Biblia, ferice de cel ce rabdă ispita. Doamne, păzește-ne de păcat și fără de lege. Deci, în primul rând, veghere înseamnă integritate și echipare. Nu? Am început să citim Biblia mai mult anul acesta. Se citește cu biserica, citesc copiii aici în față. Am început cu rugăciune. Haideți să o dăm pe cele spirituale, haideți să lăsăm mai pe planul 2 cu business-ul. Și cu planificările noastre și cu clienții, că numai păr alb îți dau clienții, altceva nu. Mă întreabă unii, de unde ai păr alb? Nu de la biserică, de la lucru. De la oamenii din lume, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, frații, nu. Ăla e stresul cel mai mare, when you deal with people. Because people are not happy and they try to make you not happy either. Haideți să le lăsăm pe planul 2. Pe planul 1 să fie, Doamne, vreau anul acesta să mă apropii de Tine. Și când noi vom decide așa, atunci Dumnezeu ne va ajuta să împlinim o astfel de dorință. Cea mai bună și mai nobilă dorință pentru 2023, să te apropii de Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Din nou, repet, fă din integritate și echipare un obiectiv, o țintă. Apoi spune Biblia că acest stăpân a lăsat mai mulți robi în casa lui să îngrijească de casă și la venirea lui, știți ce trebuie doar să facă? Să-i deschidă ușa. N-a rămas un rob, au rămas mai mulți și specifică Domnul robii aceia. Știți că în acest proces de veghere noi nu suntem singuri? Știți că mai este cineva cu noi? Știți că pocăința ține de părtășie, de unitate, de biserică? Știți că este foarte important în acest proces de veghere să fim toți una? Știți că este crucial, este vital, doar recomandat. Domnul Iisus Hristos s-a rugat și a spus, Tată, mă rog ca ei să fie una, nu unul într-o parte și altul în cealaltă. Că erau toți robi într-o casă, aveau toți un stăpân și trebuia să-i găsească stăpânul în casă. Știți că toți suntem copii
ai Domnului Iisus Hristos, știți ce ne unește pe noi? Nu faptul că suntem români, nici penticostali, ci ca pentru noi toți a murit Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Și asta ne face pe toți frați în Hristos. Și ca atare, biserica este importantă. Prețuiește unitatea în biserică. Pentru 2023. Fă o relație bună cu biserica. Vorbește de bine biserica. Luptă pentru această unitate, cât atârnă de mine și de tine. O vorbă dacă ai spus despre cineva și a adus dezbinare, îi rău. Și a adus amărăciune. Și Biblia ne îndeamnă foarte frumos în Evrei. În capitolul 12. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Versetul 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Suntem destinați să slujim împreună, să plângem împreună, să ne bucurăm împreună. Știți că nu putem unul fără altul. Domnul ne vrea pe toți în rai, nu numai pe o parte. Știți că inima lui Dumnezeu e mare și în inima lui încăpem toți. În inima mea și a ta încap doar o parte dintre frați care simt ca mine, care înțeleg ca mine, care mă înțelege pe mine. Dar Dumnezeu ne vrea pe toți în împărăția Lui. Și a spus ca niciunul să nu piară. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie Domnul pentru dragostea Lui, în care ne-a cuprins pe toți. Și ca atare, toți să-L slujim pe El împreună. Binecuvântat să fie Domnul. Prețuiește părtășia cu biserica, relația cu biserica. Relația cu ceilalți robi. Ei erau toți în casă, aveau un obiectiv comun. Ei trebuiau să-L aștepte pe stăpânul. Poate că unul îngrija de hrană, altul de animale, altul de câmp, dar toți trebuiau să fie gata când venea stăpânul. Indiferent ce slujbă avem și ce chemare, ce înțelegere avem, un scop comun ne unește pe toți, indiferent că ești cântăreț, predicator, bărbat, femeie, tânăr sau tânără. Indiferent că vorbești engleză sau română, indiferent dacă ai sau n-ai facultate sau seminar, noi toți îl așteptăm pe Domnul și asta ne unește pe toți, indiferent de clasă socială, de poziție, de vârstă, noi așteptăm să vină stăpânul acasă, Doamne, binecuvântă-ne! Și pentru aceasta, noi trebuie să prețuim această unitate, pentru că ne leagă acest scop măreț, toți îl așteptau pe stăpânul. Toți erau robi. Și știți că în robi în vremea aceea nu erau ca în zilele noastre. N-aveau niciun drept, erau obiecte. Aveau două surse robii sau sclavi, prin naștere și prin război. Dacă se nășteau robi în casă, tot robi erau. Și dacă mergea la război o țară și lua prizonieri, aia devenea robi. Sau dacă cineva nu avea bani să plătească o datorie sau dacă cineva nu venea la recensământ, era considerat că vrea să fenteze taxele și era vândut ca rob. De aceea Iosif și Maria în luna nouă au mers să se înregistreze pentru că era aspră legea și dacă nu, ei devineau robi pentru că încercau să evite taxele. Sau nu aveau prea mult drept robi în vremea aceea, aveau o obligație să fie gata când vine stăpânul să-i deschidă ușa. Nu aveau un statut mai mare și un statut mai mic. Unul a venit mai repede și altul a venit mai târziu. Unul era mai bătrân și unul mai tânăr. Care sunt diferențele între noi, dragii mei? De ce să nu putem sluji împreună? Ce e atât de valoros să ne despartă? Oare nu vrem toți să-L așteptăm pe stăpânul? Oare nu vrem toți să fim în împărăția Lui? Doamne, ajută-ne să venim toți în împărăția Ta! Pentru că suntem toți una, vegheați ca între voi să nu fie nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care a spus, ce-mi trebuie mie dreptul de întâi născut?
ce atâta biserică? Ce-mi trebuie mie cor, fanfară sau tineret? Why so much Bible reading? De ce? Why so much Bible study? Why do we need that for? Why so much church practice, choir, youth, Winterfest, right? Why do we need to go so much everywhere? Because we need to get closer to God and we need to all be together as one nation. That's why. Esau a spus, la ce îmi folosește dreptul de întâi născut? Mi-e foame. O ciorbă de linte e mai de preț decât acest drept. Veți fi surprinși pe ce își vând oamenii dreptul de întâi născut. S-a vorbit dimineața despre acei oameni din Gabaon care i-au omăgit pe evrei, cum spunea Eugen, și a făcut legământ cu ei. Dar știți cu ce i-au cumpărat pe evrei? Cu niște bucate. Dar știți cum erau bucatele? Știți cum erau? Cum? Mucegăite. Erau vechi. Și m-am gândit, domnule, dar oamenii ăștia, domnule, dar voi cu astea veniți la noi? Și eu spun, dar venim dintr-o țară îndepărtată și s-au învechit. Ia bă, pentru niște vechituri? Se merită? Ce ne desparte pe noi? Dacă vă uitați, o să vedeți că sunt lucruri de nimic ce ne despart pe noi. Și nu se merită. Cel rău vrea să despartă frații. Dumnezeu vrea ca toți noi să fim una. Amin. Doamne, ajută-ne! Și a spus, sau mie nu-mi trebuie dreptul întâi născut. Da, Esau, dar el trebuia să știe că întâi născut primește binecuvântarea. Era un legământ peste el. Legământul avramic. Vei fi o națiune, vei fi un popor. Va veni Mesia. Îți spune lumea, dar is it worth it to go? Is it worth it so much church? Eu când le spun, când mă văd vecinii, dimineața la biserică, seara la biserică, sunt mutat un vecin nou lângă noi și mă sună duminica și zic, I'm sorry, Sunday I'm at church. Și mă întâlnesc cu el lungi și spune, să știi că și noi trebuie să găsim o biserică, într-adevăr am neglijat. Hey, neighbor, I love you, but don't call me Sunday morning, Sunday afternoon, Sunday, don't call me. We talk cât vrei tu de luni până sâmbătă. Dar măcar o zi să-i dau Domnului, că atâta pot să fac și eu. Să păstrăm această unitate a bisericii. You belong to this church. Aparții poporului lui Dumnezeu. Lumea o să spună, ce atâta biserică? Și repetiții, eu când le spuneam că veneam 45 minutes, un drum, o oră, se mirau oamenii, o oră dus, o oră întors, la repetiții, joia, când era trafic, joia, vinerea, sâmbătă, o oră dus, o oră întors. Și alte familii care stau departe știu sacrificiul. Și se mirau oamenii, wow! Pentru noi era ceva normal. Eu aparțin acestui trup care este biserica, este important pentru mine. Pentru ei nu era, pentru Esau nu era important dreptul întâi născut, pentru Iacov era. De ce? Că l-a învățat mamă sa. Fiule, ascultă și fă ce spun, bine, că n-a procedat el corect, că s-a prefăcut, că e fratele lui, dar cineva a prețuit dreptul de întâi născut. Prețuiești tu statutul tău de copil al lui Dumnezeu. Dacă îl prețuiești, aici este casa unde Dumnezeu dă binecuvântarea. Slăvit să-i fie numele! Rugați-vă pentru biserică, doriți binele bisericii, vorbiți de bine biserica, că e lucrarea lui Hristos. Pentru această biserică a plătit Hristos cu sângele său, binecuvântat să-i fie numele. Vegheați, Evrei 10:24, vegheați unii asupra altora. Mai întrebați-vă de starea spirituală și de sănătate. Aplicație. Urmărește unitatea în relația cu semenii. Orice vorbă spui, ce aduce? Dezbinare sau unitate? Ai văzut ce a făcut fratele cutare? Nu, n-am văzut. Ai auzit? N-am auzit. Vrei să știi? Nu. În noi este o curiozitate umană care vrea să știe. Uitați-vă acum pe internet, circulă foarte multe predici și profeții cu perspective profetice și pentru anul 2023, fel și fel de news-uri. Și nu zic că sunt rele sau să ne ascultați. Și au foarte mult views. Dacă te uiți, dacă
pui o predică și spui ce va fi în 2023, boom, everybody's gonna look there. Dacă spui, hai să ne pocăim, 5 views. Ia că ce vreau lumea să... În noi este o curiozitate umană, firească. Oamenii nu vor să uite acolo ca să se pocăiască, vor să afle ce e nou. Erau niște oameni în Atena care vreau să afle ce e nou, ce se mai aude. Urmărește unitatea, cât te atârnă, cât atârnă de tine și de familia ta. Dacă poți să faci un bine pentru biserică, fă-l. Dacă nu, roagă-te Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze casele dumneavoastră. Cei care doresc binele bisericii și zidirea ei vor fi binecuvântați și casele lor. Cei care se străduiesc pentru biserică, cei care vorbesc de bine biserica, cei care pun suflet, își vor sculege roadele. Și invers. Aplicație, din nou, urmărește unitatea bisericii. Nu-i lucru mai sfânt și mai măreț decât un om care face pace. Dacă doi robi se certau, zic, măi, robilor, vine stăpânul, ne-a spus să fim gata, păi o să vă găsească certându-vă. Păi vine stăpânul, bate la ușă și dacă voi vă certați, voi n-auziți când bate la ușă, vă nu înțelegeți că nu, it's not worth it. Mai presus de diferențele noastre, există un scop sublim, bate stăpânul la ușă. Aici e cel mai important. Mai mult decât nimicurile noastre. Și o să vă prindă pe amândoi certându-vă sau discutând sau planificând sau orice altceva. Și o să pierdeți ocazia. Cel mai important lucru era ca ei să deschidă ușa când bate stăpânul. Nu diferențele lor de opinie. Asta nu era important. Astea vin și trec. Dar stăpânul odată vine. Doamne, fă-ne gata. Și toți ca și biserică, anul acesta să fim una în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Și al treilea lucru. Fii gata. Spune cuvântul că Domnul se spune, fiți și voi gata că fiul omului vine ca o surpriză. Vedeți, au apărut foarte multe preziceri. Că e sfârșitul în 2018, 2012. Chiar și frații români au dat preziceri și bineînțeles că au dat-o în bară. Au spus părerile lor, într-un fel sau altul. Dar Biblia este foarte clară. Vedem semnele, într-adevăr, vedem semnele că se mulțesc războaiele și cu tremurile de pământ și nenorocirile, semnele sfârșitului. Eu cred că trăim vremea sfârșitului. Amin? Dar exact nu știe nimeni, nici fiul, ceasul. Când va veni, când va reveni, când va primi poruncă. Revenirea Domnului Iisus va fi un element surpriză tocmai de aceea că omul să fie gata oricând. Eu dacă mă duc și controlez muncitorii, nu le spovesc că vin într-o oră să vă controlez. Ce crezi că o să facă ei? Păi îi găsesc transpirați. Eu nu le spun când îi controlez. Când mai vin și de multe ori vin tiptil. Intru în casă, văd ce fac ei, am dreptul. Because I pay them. Am dreptul să-i controlez și să vin neanunțat. Domnul are dreptul să vină neanunțat în casa ta și în viața ta. Doamne, fă-ne gata să fim gata. Verișorul meu a murit la 40 de ani. 9 copii au rămas orfani. Am vorbit cu el când am fost în România. Eu zic, Beni, vină pe la mine. De când ne-am crescut? De când ne-am văzut? Am copilărit împreună. Am fost la Roma și am petrecut copilărit împreună și un coleg de-al lui s-a băgat într-o fântână să alimenteze cu benzină o pompă de unde scoteau apă pentru ca să scoată apa dintr-un teren, că fugea terenul. Și acelui coleg, muncitorul lui, care era șef de echipă, i s-a făcut rău. Lazar, când a auzit că i s-a făcut rău, s-a coborât imediat după el. I s-a făcut rău și lui Lazar, pentru că nu era oxigen, pentru că dacă era pompa de benzină, consuma oxigen, nu a fost oxigen, i s-a făcut rău. Lazar a căzut în apă. Ăla s-a cățărat pe scară și s-a trăit, a scăpat. Și le era nepocăit. Și Lazar a murit și a rămas 9 copii orfani. Au trecut de atunci mulți ani, câte 2000,
12-11 ani de atunci. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu a purtat de grijă copiilor. Acum când îi mai vizitez, țin legătura cu ei, toți, deja dintre ăștia mari, deja au business-uri, sunt oameni gospodari, harnici, la locul ăsta, căsătorii vreo doi dintre ei, au terminat casa, soția lor a terminat casa, chiar acasă în construcție. Dumnezeu a purtat de grijă orfanilor, n-au rămas pe drumuri. Pentru că a avut un tată credincios care vorbea de lucrările lui Dumnezeu. Chiar dacă era, avea și el, era lucrat pentru o companie, avea responsabilitate, era harnic, muncitor. A avut timp să spună, hai, vreau să mă apropii de Dumnezeu. Și vorbeam cu alt verișor care vorbea cu el, spune, Lazar, poți să mă ajuți cu zi de post? Ăla cu 9 copii, să-l ajute peste cu zi de post. A fost gata. Dumnezeu l-a luat că a fost gata. Auziți, nu trăiți cu o erezie că înainte de moarte Domnul să ne pregătească câteva momente și să ne ia acasă. Asta e erezie. Biblia spune că Fiul omului va veni în ceasul în care voi nu vă gândiți. Fi gata oricând. Doamne, ajută-ne! Că dacă am ști, dacă ai ști și dacă aș ști, dar nu știm când vine Domnul. Domnul poate veni chiar la noapte. Poate rămâne casa neterminată. Poate rămâne geaburile neterminate. Era un element surpriză, că nimeni nu s-ar aștepta, spune o cântare, Doamne, așa va fi venirea Ta! Un frate tânăr la noi, în zona noastră, într-un timp spunea, vine Domnul, vine Domnul, vine Domnul, vine Domnul! Și frate a spus, încă nu vine Domnul. Uite, trebuie să împlinească asta, asta și asta. Anul acela a trecut la cele veșnice. Pentru el a venit Domnul. Întrebarea mea este pentru tine și pentru oricare. Vrei să vină Domnul? Vrei să vină Stăpânul? L-aștept, să-l aștept? Îl așteptăm pe Stăpânul. E cel mai important lucru pentru anul acesta. Nu știu ce planuri v-ați făcut. Dacă termini școala, încă nu termini școala, vrei să iei geab, vrei să te căsătorești, vrei să mai faci investiții, vrei să cumperi, să vizi, nu știu, nu sunt rele aceste lucruri. Dar mai presus de toate, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să revină. Nu știu care este relația ta cu Stăpânul. Când va veni, vei fi bucuros? Doamne, abia te-am așteptat să vii! Să spui, Doamne, n-am fost gata și nu-s gata. Mai am lucru de rezolvat. Eu vă îndemn, prin cuvântul Domnului, rezolvați tot ce puteți astăzi. Seara aceasta să fie seara ta, seara de împăcare cu Hristos. Dă-i viața Domnului. Spre Doamne, din seara aceasta, eu vreau să fiu gata pentru venirea Ta. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Aplicație. Fii gata oricând. Marcu 13:37. Spune Domnul Iisus Hristos, ce vă zic vouă, zic tuturor. E singurul loc în Biblie unde se exprimă astfel Domnul Iisus. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Adică aveți grijă la omul spiritual. E cel mai de preț lucru pe care noi îl avem. Omul spiritual. Să fie hrănit, nu omul firesc. Să fie îngrijit, să fie odihnit, să aibă cuvânt, să aibă legătură cu Dumnezeu. Să fie un fir, unde s-a rupt firul de legătură dintre tine și Dumnezeu? Vorbeai cu Domnul. Și dumneavoastră, la Saul, nu era problema că Domnul se depărtase de la el. Știți care era problema? Saul nu știa că Domnul se depărtase de la el. E cel mai groaznic lucru să nu știi că Domnul se depărta de tine și să crezi că aș da orice, să dăm orice. Spune Biblia că omul acela când a găsit comoara, a vândut tot ce a avut. El a făcut o balanță. Nu știu ce an era. Și domnule, am găsit o comoară într-un câmp. Vând tot ce am. Îmi vând casa, îmi vând mașina, business-ul, clienții, hainele, ceasurile, colecția, mai BMW, mai Mercedes. Vând tot ce am ca să cumpăr țarina. Pentru că în țarina aceea este o comoară. Am făcut un bilanț, un calcul matematic, dacă vreți. Dar matematică spirituală nu se merită să-mi pierd comoara dacă nu vând tot. În seara aceasta, fă un bilanț spiritual corect
Și spune, se merită să-mi pierd mântuirea pentru un lucru, pentru un gunoi? Cum și-au vândut cei din Gabaon, cum cei din Gabaon au venit cu merinde vechi la Iosua. E ridicol, pentru niște vechituri? Noi slujim un Dumnezeu mare, un Dumnezeu extraordinar, care a dat cerul, a dat pe Fiul Său pentru noi, se merită, e de valoare, dacă vreți, e profitabil să-L slujești pe El, că Dumnezeu vă va binecuvânta viitorul. Fiți gata, oricare ai fi tu, păstor, tânăr, bătrân, băiat sau fată, boys or girls, man or a woman, whoever you are, be ready for Jesus coming. It can happen anytime. Acesta este mesajul. Vegherea credinciosului să fie permanentă. Doamne, poți veni oricând, fă-mă să fiu gata pentru revenirea Ta. Să fie și spune Biblia acolo, Duhul și Mireasa zic, vino. Omul spiritual dorește reîntâlnirea cu Hristos, unirea cu Hristos. E dorința Lui, e năzuința Lui, e scopul vieții. De-aia trăim, ca să ne întâlnim cu El. Vrem să-L vedem într-o zi față în față pe Cel pe care L-am slujit, căruia am cântat de pe scenă, care ne-a vorbit în toiul nopții, care ne-a iertat, ne-a chemat, ne-a vindecat, ne-a ascultat rugăciunile, binecuvântat să fie numele Domnului. Vrem să-L vedem față în față. Este dorința noastră. Doamne, vino mai degrabă! Și dă-ne putere să fim gata. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și în această rugăciune vreau să ne rededicăm, dacă vreți, să ne rehotărâm. Doamne, ajută-mă ca anul acesta să fiu mai bun, dar în mod special să fiu gata pentru revenirea Ta. Ne rugăm cu toții. Amin.